tăiat și ușa și am făcut și asta. Salut și aici, bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog. Așa. Dar nu vă lăsit pe partea asta. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit. Ia uitați-l și pe călători prin Asia. L-avem aici, călători prin Asia. Și călătorița e și ea acolo pe balcon, o să vedeți imediat. Ia să vedem ce facem așa. Treaba noastră azi este să tăim din ușă. Are fier în ea? Nu. Fier pe care, dar sigur, un centimetru trebuie tăit din ea. Oricum, e provizură. Credeți că să fost sala. Să nu, nu tai aici. Acum o trasiez. Ei, da, da, trasiez. Nu, nu, să nu sară. Da, și dacă sară și așa, poate o schimbă câteva așa lucruri. Așa o aruncăm pe asta. Da. Asta are 100 de ani, așa. Ia, aici are lemn, până aici are o chestie. După aici... Acum e cardul ăsta mare, e tău? Ia el. Ha? E de asta. Ce? Cine, cine? Buletinul meu. Că asta nu e toate lemn. Da, da, e tot lemn. Nu, înăuntru nu, are ceva carton. Asta are ceva, nu carton, nu știu, dar mi se pare... Păi lemn, mă, băieți. Eu zic să o tăiem direct. Un centimetru, eu zic că e suficient. Eu zic să o tăiem direct. Aici, în casă? Nu, dar zic așa, după aspirator, după un aspirator. Nu, dacă are. Sunt circulare de lemn care au aspirator în corporat. Dar e aspiratorul ăla care îl avem noi și stai lângă el când tare. Da, da, da. Punem ușa. Și după... Hai, Dimai, ți-i dau varul ca să dai cu bani. Uite, dacă o stricăm, îi punem o din asta, o bani din asta, dacă e să strici. Da, e de la ușă, de la tocul ușii, de acum. Nu înțeleg ruleta asta. Marius, te așteaptă băletul cu vara aici. Da, și două garaje ai vorbit. Aveți de treabă la Vigonovo? Păi da, aveți de treabă la Vigonovo? N-a putea să vă plictisiți. Zici? Păi da, nu? Cine se plictisește? Aici ar fi o problemă mare, dacă eu vin cu laminatul ăsta la ușa, la intrare, chiar trebuie să schimb de la balcon. Dar avem ce placă din... De asta aici nu avem, nu? Este circulare. Mai ales dacă o scoatem în fara de balcon, se vede și mai bine.
E prins aici? Aha, ce trage până în cap, zic. Da, mai ce stau să strată la te știa cine vorbește. Te lua cu ea. Du-te, domnule, și lați-mă că știu. Nu poți poate mai afară. Cum ai decât să fie? Că știi ce prafară faci mai aici? Da, știi cum să fac? Să fac așa, ia uite. Întorc ușa în invers, să sară în coa. Așa, da. Da, exact. Înțeleg, doar așa, nu sară în casă, nu. Așa ceva nu se poate, domnule. Mă rog să pun pare pe pată, dacă am dat-o. Mă rog, dar nici nu mi-i grăbește nimeni, mai... Spune într-un pahar cu apă, mă... Călător prin nasă... Intr-și o lecte. Călător prin nasă... Șmecher fac eu acum. Da. Cum să-l las eu? Îl las. Călător prin Asia. Călător prin Europa. Cred că am făcut-o dreaptă. Dunga, se vede? Asta e scula? Unde e scula? Bună, bună, bine. Scula aici. Ule, cred că și aș putea. Da, a avut sac și asta. Uite, avea sac. Uleu, stai că sare într-o parte. Pe aici o să iasă. Ia ele, hai să legăm o pungă aici. Nu o pungă. Aveai tu de alea să culezi din aia din cârpă care cumpărai, știi, cadouri de la Viton, de la... Niște să culezi cu ață, așa, care se strânge. Eu zic că punga aia care am adus... Ai, ca să iasă și aerul prin el, cum e filtrul, da? Știi că avea niște să culezi așa mici din, n-ai, din pânză. Ia adâncoace. Adâncoa. Dar nu știu unde este exact, mă gândesc cu unde este. Ca să-l punem aici, legăm cu o pamblă, cu o fașetă și toată... Hai că dau aia de la mentă, că și așa mai am un pic de mentă. Care la mentă? Am un secolet. A, dâncoace. Călătorița prin Asia și acolo. Hai, adă. Adă pun, ca să nu facem mizierie acum. Ha. Bubiță, n-ai înghețat aici? Vai, mami, am zis călători prin Asia. Hai, Mihaela, hai, du-te și caută. Mă duc, acum pot să... Hai, că te mai las 5 minute, atât. E frumos, da, hai, salutare. Mare, noi am să culeți de la indicatori, că sunt să culețele cu ață de aia care strângi la mijloc. De ce? Ca să pun la mașina aia de tăiat, ca să nu mai sară... Ai înțeles ce zic? Sunt de alea de la ochelari, dar prea micele. Sau una de aia de la ochelari, dacă ai ce. Cam micuță, dar... Ia uite, vezi, poate găsești. La noi cam 1 cm jumătate tăia din ea? Așa îmi dă pe balama acolo. Nu ai probleme. Eu zic, e numai bine. Dacă e să fie prea puțin, mai băg un motaie pe cel. A, de fapt, da. Da, exact. Unul de ăsta. De la mine, că zic. Mă zici prea lungă, după aia intră la cuspetii. Nu, la cât tăi. Nu ai găsit bani? Nu.
O să ia fum, o să prăfum vecina deasupra, o să prăfum o mutație, dar nu, de aia, nu-mi place Italia. Și mai are cazul Mihaela, și bară. Deci aici e, deci vrea să bară pe una. Salutare, salutare, mulțumim că mi-ați putut nimic la lângă. Vreau să vedem dacă iese ușa asta. Păiată. Vă zic că asta are, nu știu că are, că nu are ceva, un pal ceva. E gata, nu vedeți, nu? Ia, dă-ți mai până mână. Stai așa. Da, vor avea tot aici. Robiță, ne-ai aici? Robiță, așteaptă. Păi, ce inventiv, inventiv. La asta sunt curios că o să aibă un avuș câte metri pătrat. Gabriel, nu știu. Vreau o parte de palincă, slavete, să încălzească. Bă, dar bine zice, cine zice? Gabriel? Nu, German. Bă, dar German, German, bă, câte metri pătrat, nu știu câte metri pătrat. Era pe aici, sticla la urmă. Hă? Unde sticla aia de slavete? Nu știu. A, la congelator m-am pusat-o eu. Bună ziua. Fic un apartament de așa de 100 de euro, 100 de mii, nu știu de ce e un apartament. Mă tot tăiați ușa după palincă, că prima dată tăiați ușa după palincă. Păi, vedem, mamă. Ia să vedem ce e apartament. Băi, nu neapărat să iasă drept, drept. Mai măsurați odată să fii sigur. N-ai ce să mai măsuri ca asta. Yeah. Acum să nu stăiem mâinile, ba. Nu stăiem la zic, aprinde bine acolo. Dar e aprinsă. Mai nebunit cu berea ta. Ți-aș arăta o mesina ta. Acum ochelare era, îmi sună cu asta. Ți-aș arăta că ți-ară berea aia. Stai așa, ține cont. Contra la masă, hai că o să țin, da, contra la masă. Stai că ți-ară mesina eticheta la bere. Da, mesina aia, berea aia, mesina. Știu. Iată, este cineva care îl cheamă mesina. Dă de aia, bine, înghețat. Nu, nu. Așa. Ia uite mesina, ține contra la bere. Așa. Eu credeai că curumesc? Rafa, greu. Am făcut-o, cred că.
Uite, dar uite că nu e. Vezi? Băi, le împlinești nebunile. Uite, dar du-te de aici. Mi-am prezut că e goală. E... Dar uite cum s-a tăiat tu. Auzi, eu te-ai tăiat. Da, am zis într-o parte. Yes. Aici e mai întâi, dar nu-i problemă, că abia se emetizează mai bine. Nu mai, nu mai, lasă să vedem acum. Nu, ai ținut strâmb, cred că, de el. Nu, că are aici, pot să ia... Într-o parte mai greu. Ia-te autor, salut, am mers la mintea mai tale. Cornel, nu. Nu, nu, o să suntem așa, așa care mai treaba, că nu-i tăit prea mult. Bate la mijloc, sună plin, cred că da, da, sună plin, acum acum aici. Da, sună bun. Ia uite mina el, ușă, mai găsești ușă în zona. Deci Messina, ia ok. Ai văzut Messina, nu? A? Ia uite Messina, mai ești eu acum. E toată lemnul înăuntru. Deci bună, de calitate. Hai, frate. E o România, mă. A dat aspirator, să aspirăm de pe... Uite. Dar nu știu acolo, de ce sunt două trigă, de ce? Păi a băgat odată, fiertem, păi de pe... Da, a pus parchet și vine cu parchet aici, o să vină cu parchet. Și dar e priză și intră și asta, două. Deci două prize îmi trebuie pe asta? Nu, nu e ce care, că ceva de aici care e piperit, e băgat în priză, domnule. Păi asta două prize nu, aici. Nu, asta, asta. Asta. Sunt două de astea, uite. Deci sunt două prize aici pentru el, nu? Da, asta și cu modul. Da. Dar vedem acum dacă cum... Trebuie băgat în priză. Păi nu, bagă aici, bagă în partea asta, că aici intră, dă-mi coace. Nu, 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 nu ca asta o să fie după următoare și o să fie de aici. Nu, 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 asta e virat asta, nu? Da. Ce? Dacă pui altceva, așa e, de fapt. La Mihaela, vrei să pui termopan aici? A? Da, asta e, tu, asta e mai solid, dar asta nu nu trebuie. Dacă o vopsești, o lași tot pe asta. Da, nu trebuie, dar asta e mai solid, nu mai găsești toate. O vopsești, o lași tot pe asta, o faci alb, alb, alb. Tu vopsești cu alb. O vopsești, ai vopsea din aia, acum așa. Ia, mie mai mult îmi place culoarea. Ia uite ce perfect am tăiat. Nu? Ia. Perfect, bravo. Ia uite câtă distanță am luat. Are, e cam mult, da? Nu contează. Trebuia cu mai puțin tăiat. Da, mai puțin și o ținea pata. Acum trebuie să schimb neapărat. Mai tai din aia, dacă să ridici înapoi. Nu? Mai tai din bucată. Nu, merge pus o chestie. Nu e bun așa, stai niște. Poți să iau balamane să le mut mai jos dacă vreau. Dar nu-i nevoie. Perfect așa. Lasă circule aerul de sus. Nu-i mult tare tăiat. Trece și oarecum nu trece. Important că-i tăiat drept. Aproape. Jumătate de centimetru trebuia tăiat, dar nu-i contează. Să le iei de mână și ce are. Da, perfect. Dar oricum uite o bani, n-ai așa un pic deasupra de sus. Așa nu-l lași tu, nu? Tu dacă vrei ți-o vopsă, ți-o fac albă, frumos, și faci. Nu mai costă rămână la asupra tu. Nu, trebuie schimbat așa. Dar vechi, are 50 de ani, așa. Da. Da, bine, se făceau altfel înainte. E lemn masiv. Ia uite ce e aici. Da, da, da. Nu-i până la mine, da.
Asta dacă îl dai jos asta? Sau are numai aici la bază? Nu, bune, toate ușile trebuie. S-ar putea să aibă doar aici o... Da, când o să-mi schimb ușa, te pot să o țai pe atât. Avem ușă jos, bolea, în spate la garaj. Stai o jumătate pe aia. Ia uite, mă, uite, fii atent să ce zici. Doar asta și doar aici la bază are o scândră mai lată. Plină, rest e igual, mă. Și igual, bolea. Are și nu vrei din voie. Nu e nu-i vrei să o tai pe aia de afară să da, fii goală, nu? Da, faci cu ea. Altfel era mai greu. Oricum trebuie să o arunc pe aia de acolo și n-am, să o bag în mașină, nu mi-n cap una, o ușă întreagă. Și trebuie tăiat, ia de-te și tăiat. Folie albă pe Amazon și când mergi pus-o folie. Acum trebuie să tăiem pe astea. Ce? Iar trebuie să le pun baghetele astea. Poate pui o baghetă în asta jos. Dar nu e problemă, nu intercepte așa. Că dacă nu uitați, în partea aia când deschid ușa, e mai sus. Ia uite. Și altfel tot metul de-aia. E? Pachetul mai este acolo? Ia uite de desubt, de desubt ușa. Ia uite aici, să ne ținem tare. Ia uite. Am fost inspirat. Păi, hai iară, când deschizi ușa mai încolo, atâta rămâne lucrul. Atunci pachetul. Dacă nu o tăiam, nu mă. Înseamnă că am făcut bine, știi? Da. Așa ți-ies gazele naturale și n-am venit pe vol. S-a întotdeauna bună. Treabă de la ta. Acum să mă pun să fixez baghetele la ușă de la baie. Da. Și o bandă metalică aici. Și o să închide perfect. Acum, dacă am pus parchetul, avem un pic mai sus. Acum se închide bine. Și trebuie să pun baghetele. Baghetele, da, mărginea asta, șurțile astea care vreau. Da. Nu le fixez acolo. Dar nu le tai cu aia, că... Cu aia la antemanuală, nu? Aia cu bonfire. Nu știu că aia mă duce o vreme. Cât e Mihai la un apartament aici așa de... În zona aici la noi? 100, 100. 100 și un pic de mii, 100 de mii, 100 de mii. Acum s-au mai scumpit. S-au mai scumpit acum. Pe ăsta l-am luat acum 8 ani și am fost norocoasă când am luat cu 66. Așa, 66 de mii? Acum 8 ani ăsta a costat 66 de mii. Da, acum 8 ani ăsta. Dar ăsta de sus, pentru că era renovat, era 90 de mii, acum 8 ani. Și el a găsit acum să-l vândă cu 106. Afaceri. Da. Erau prețuri bune, da. Acum s-a scumpit tot. S-a scumpit tot. Am o prietenă care și numai ce și-a vândut apartamentul cu 50.000, tot aici la Vigonovo, cu două camere, un pic mai mic ca ăsta, dar are un pic de grădină. Și 150.000, dar e tot refăcut cu bonusul la 110, dacă știi cu cine vorbești pe acolo. Făcea bonusul, îi schimbau geamurile, caldaia, da. Încălzire din casă și mai făcea niște chestii în interioare. Și cu 150.000 euro. Dar e mai de asta, pe pâine, caldă. Ce faie? Trebuia lăsată mai mare, mai lungită puțin proiectul. Da, dar nu pot să te fac ăsta, așa n-am niciun lucru. Da, patentul, patent. Patent, dar n-am patent.
Să avem bagheta asta, nu-i bună treaba. Să mă uitam un pic din bagheta asta de aici. Asta de aici. Uite-i tine. Unde voi? Ia uitați, frate! Ia uite! Perfecțiunii! A, un pic o să vadă aici o leacă, de că am luat cam mult în jos. Dar trebuia o leacă mai sub trebuie. Dar nu-i problem, nu-i problem. Am tăiat și din bagheta de jos, vedeți? Perfecțiuni! Păi dacă nici eu nu mai știu să fac treburi de astea, cine altcineva? Ha? Hai, fraților! Ce zici? Știi Bahama sau nu știi? Păi, uite, no, e bună treaba. Până acolo, că știi Bahama. Dar nu trebuie... A, zic, legule. Ia de minte. Ha, ha, ha! Ia! A? Hai, încă, da. Și acum o pun și pe aia deasupra. Dar trebuie să fie 5 de astea. Aaaa, și eu din ce, de unde îmi tai bucățe? Nu, uite a cincea. A, uite mă și pe a cincea. Bă, dar știam. Da, da, o tai și pe aia care vine deasupra, că aici trebuie să află. Bun, dăm bătăi. Stați aproape. Vino să stare să vezi cum ai ești aici. Exact, fica viață. Ce cunosc. Wow, nu pot să cred. E bela? Da. În sfârșit, dacă dai și cu barbolea, să-ți trăiască familia sănătoasă, facem frumos. Să dai, le ții și la familie și tot. Dar nu m-am mai umflat, lasă-mă. Asta nu cum trebuie. Ce se întâmplă acolo, doctore? Nu, trebuie lipite. Ce se întâmplă, doctore? Îți de probă acum. Vezi că aia scade în cap, dacă mai miști. Vezi că ești o leacă, diferența de aici. O scot o leacă mai în afară, cum ai zis tu. Da, da, da. Mare să te șeca. Îi bai niște silicon. Exact. Da, nu-i problemă, da, nu-i problemă. Da, 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 e perfect. E un jos de cu volică barbosă. Diferența, barbosă. Diferența nu-i mare. Deci ești punctul numărul 1 care m-a ajutat. E normal. Viața asta, cât îi cunosc eu atâția unul. Și când zic că nu vreau să fac, a? Cum mă vreți? Cum mă laudă. Da. Trebuia mai mult intrat. A, mai trebuie tăiat de aici, da? Da, da, da. A, am înțeles. Trebuie mai mult. Mult mai mult. Și cam cât mai e? Jumate din ea, nu? Da. Aha, hai să mai tăiem jumate. Trebuie mai mult de jumate. Cu aia mai ajut la cereta, ce lasă? Nu, lasă nu. Și mai periculoasă cea de nu decât să mă arată. Cereta o doare mai tare cea. Da, da, da. Dar lasă de genul că cam cât timp o tine așa la fiecare clasă. Cum se putea de fete de lasă? Nu, lasă, ne facem una volta mie. Vă dă
Pero adesso una volta al mese, ma appena il titolo è in ricresce, si fa le distanze, tipo ogni tre mesi, ogni quattro. Ancora ci vedo tre io ci posso. Il mio traduttore. Dai, mai c'è. Mi sei vita, se sì, no, ti volevo chiedere se domani. Siamo in casa, dopo domani faccio niente da fare. No, qua, come sei a casa? Ma c'è caldo a casa? Saltare, saltare. Vita da sola, amore. Sì, no, che puoi vedere. No? Io volevo passare un po' di tempo con loro, se non passo domani, già che sono stata a lavorare. Ah? Mercoledì lo c'è caldo? Sì, oggi faccio un po' di tempo, domani, niente più vlog, ho stiato sa. Vedi che veniva anche io la vedere. C'è? C'è una vacanza con lei. Lei si sono appassionati. Hai sentito sbagliare? Ho stiato, non c'è più vero, che era qua. Bali, Indonesia, Dubai, Malesia. Sì, è appena forse. Un viaggio si chiama. Adesso male ricordo. C'è? Hai. Buon, buon. C'è? Buon. Ne ho tutta la sala, un mezzo di cioccolato. Scurios. Ultima tăietură, nu ultima, penultima, acum avem bagheta de sus, nu? Mamă, mamă, ești nebun, perfecțiunea pământului se cheamă asta. Aia e, mă, mâncați așa, frate. A fost perfect, dacă am tăiat puțin din ea, exact, s-a lipit la pui cu mine. Fai de capul meu la meserie, mă, ce ai tu așa ceva mai există cu planeta asta? Cel puțin pe planeta Pământ, nu? O mai fi și pe alte planete, nu? Oameni ca noi. Iată. Bun! Nu numai că muncim, dar mai și gătim, fraților, ia. Ia uitați-vă aici. Ultime de verba. Că noi facem sarmale. La minestra de pancia de mucă. Dăm drumul la treabă, înapoi la locul nostru. Înseamnă 2 inși. Mai vine o idee. Știi cu elevatorul atunci când nu ai văzut să meargă? Da, da, da. Ce barna. Dar aveți mama așa? Da. Știa băiatul. Poate dacă eu mai aveam pe cineva cu mine, eu aveam serviciu șmecher la pe acum. Păi rău, sâncuri, nu poți. Păi chemării au servicii. Cine? Care am vorbit cu ei. Da. Au o magazină. Și la băie și eu, ba, e care? Din ăla, din la unii sau ei? Ce-i de acolo, ba. Da, mă. Știa. Alta când ești 2 inși. N-ai dat când s-a țicat, dar e cu dat. Da, când ai să-mi dai, nu știu, ai făcut-o acolo, ai nu știu cum, două ori, după. Și a trecut până la mă, dar era unul ăla care era provocat în interior. Bine, greu. Nu mai revenea piedica aia. Da. Și-a mers. Ia să. Așa. Ești mai bine, e pe partea de la azi. Am trăit ca în mângele în sus. Iar de cum ai să le-a. Sunt niște șanse. Acolo e șanse? Aia e șanse.
E cam lung asta, a? Lasă-o mai în afară, avea, cum se face mai în afară. Aproape, a, mai. Atât. Dar oricum încarci acolo și poți să-i bași pe drași, nu știi? Îndreță de frate, să mă uite de aici. Dacă mai sus te-ai ridicat, ca să vină în direcție cu asta, ca să nu tai o direcție. Ia, ține așa, ține așa de aici, dacă nu așa. Ține așa. Aproape. Încă o leagă. Gata, hai. Aici. Atât. Și asta este zic. Asta e un drapă, nu știu să dai. Gata. Aia e. Ultima tăietură, fraților. Ultima și termină. Care e prima, nu? Sau a Dar le pregătește instalația pentru pomp de iarnă, ai uitat. Nu, iar e la Island. Ia închide ușa. Mai bine de atâta nu se poate, frate. Acum le bag o leacă de chit, eventual. O leacă mai lungă dacă o tăiam. Da, gata, o înclin pe aia, nu? Da, da, așa. Așa vine oricum. Da. Aia e cam lungă, nu? Mai tai bine? Care? Aia din dreapta. Bagheta care vine. Aia pe... A, gata, văd, știu că e vertical asta. Ești că le-ac mai lungă acolo? Să se fac un seamă. Am zis că e ultima tăitură, dar nu e ultima. Da, ce se cred că am vezi, te duci pe ea de că... O luat, o scoat? Da. De meseriaș, mă. Doamne, ferește. Ce ferece sunt de mine eu, că mi-e rău așa, știi ceva? Na? Fraților, cam ăsta a fost vlogul ziua de azi. Eu vă salut și vă spun la revedere de aici, la Vigo Novo, Italia. Și
Și călător prin Asia, nepotul meu, Marius. Salut. Vă salută și el. Și Doamne ajută și numai bine.